în capitolul 2, versetul 20. Aș vrea să-l citim cu toții. Și am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Doamne, vorbește-ne Tu, Doamne. Uite-te la traume, uite-te la răni, uite-te la zdrobiri, Doamne, și te rog, învață-ne Tu ceva. În numele Lui Isus Hristos, Tată, mă rog. Amin. Vă rog frumos la stocurile. Mesajul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă este pentru noi cei care suntem mântuiți în mod special. Și nu numai. Un mesaj care să aducă probabil lumină la traumele, la zdrobirile, la rănile, la bubele de sub braț din talpă pe care le avem într-un fel sau altul și nu înțelegem de ce. Eu cred că toți vrem ca Dumnezeu să ne folosească cu putere, așa -i? Toți vrem să avem un impact în lumea asta într-un fel sau altul. Nu vrem să o trăim numai de a, dragul de a o trăi. Însă am văzut în Sfânta Scriptură un principiu. Că înainte ca Dumnezeu să folosească pe cineva cu putere, mai, Dumnezeu, mai întâi Dumnezeu îl frânge. Și numai după ce îl frânge, Dumnezeu îl poate folosi cu putere. Până nu îl frânge, nu-i bun de slujire. Numai atâta autoritate spirituală emanăm în spatele cuvintelor, doar în măsura în care ne-am lăsat frânzi de Dumnezeu. Și asta pentru că noi ne-am născut orgolioși, ne-am născut mândri, în păcat m-a zămislit mama mea. Și Dumnezeu nu poate umbla cu oameni mândri și aroganți. Și toți avem o doză de mândrie și Pavel, David se roagă, zicem, psalmul 19 cu 13 și nu lăsa să stăpânească mândria peste mine. Într-un fel o avem toți, dar Doamne, nu lăsa să stăpânească. Și Dumnezeu știe ce vrea să facă? Dumnezeu vrea să zdrobească mândria noastră ca să poată umbla cu noi și să ne învețe lecția dependenței de Dumnezeu. Însă această zdrobire pe care Dumnezeu îngăduie de multe ori în viețile noastre nu e una ușoară, dar este necesară, pentru că altfel ne luăm nasul la purtare. De asta zice Biblia, deci, episcopul, zice, să nu fie întors de curând la Dumnezeu, dar de ce? Ca să nu cadă în o sânda diavolului. Care a fost o sânda diavolului? Mândria, nu? Și ce a făcut Dumnezeu când l-a văzut pe Lucifer mândru? Ce a făcut? Zice deci, Iisus Isus Hristos am fost martor ocular când tata meu s-a luptat cu Lucifer și l-a aruncat ca un fulger din cer, cu 300.000 km pe secundă. Când i-a văzut mândria, Dumnezeu ce a făcut? L-a aruncat pe pământ. De asta zice Biblia să nu fie întors de curând. Că ăsta se va crede dacă îl pui repede, el se va crede cum? că e mai deștept ca la care are 30-40 de ani de pocăință. Da? Mândria asta și Dumnezeu înainte să folosească, știi ce face? Te duce așa într-o noapte întunecată a sufletului, te duce pentru o zdrobire, îngăduie nedreptăți în viața ta, pierderi, îngăduie traume, abuzuri, moduri în care Dumnezeu vrea să zdrobească omul de afară ca să nu mai depinzi de tine și să spui nu mai trebuie eu, eu ăsta au murit ci Hristos trăiește în mine. Amin. Și acum viața care o trăiesc, nu mai trăiesc în, în, puterea minții mele și a relațiilor mele și a mușchilor mei, ci o trăiesc doar în credința în Fiul lui Dumnezeu. Învăț lecția dependenței totale de Dumnezeu. Și credeți-mă, frați și surori, eu cred că în bisericile noastre există mult talent natural. De multe ori parcă suntem ca la România au talent. Deci cântă sora bine, dar nu transmite atmosferă spirituală. Are voce bună, laudă pe dar nu se simte acel fior. Și de ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu curge prin oameni care au învățat dependența totală, smerenia față de Dumnezeu. Ja, pentru asta suntem încăpățânați. Da, și Dumnezeu vrea să spargă încăpățânarea aia și să ne învețe să depindem cu totul de El. Uitați-vă în Sfânta Scriptură la principiul ăsta. Iisus avea în față 12.000 de oameni, 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii. Și zice Biblia că Isus a luat cinci pâini și doi pești. Și după ce s-a rugat, ce a făcut cu pâinile? Înainte să fie mulțite, ce a făcut? Le-a frânt, spune Biblia. Și numai după ce le-a frânt, le-a mulțit norodului. Aceasta este lecția spirituală. Înainte ca Dumnezeu să te folosească pentru norod, înainte ca Dumnezeu să te folosească cu impact, mai întâi Dumnezeu trebuie să te frângă ca să poți hrăni. Și până nu te a lăsat frânt de acele circunstanțe care zici, deci, nu sunt corecte, Doamne. Cum ai îngăduit, Doamne, minciunile alea, cum ai îngăduit nedreptățile alea, abuzul ăla, nedreptatea aia, modul în care Dumnezeu te frânge ca să înveți să depinzi numai și numai de Harul Lui. Vă aduceți aminte când Dumnezeu a hrănit mulțimea aceea, două milioane jumate de oameni în pustie? La un moment dat le era sete. Și zice Biblia că Moise a lovit stânca și după ce a lovit-o, a curs șuvoie de apă, să hrănești două milioane jumate de oameni, să le dai apă. Vă, vă asigur că nu era un râu, dar ceva întâi, întâi a trebuit ce să fie? Să fie zdrobit. Și prelui ceva zdrobit în noi. Nu curge. Nu vine puterea aia. Și de aceea Dumnezeu îngăduie mai întâi zdrobire, frângere, ca să poți să ai impact într-un fel sau altul acolo unde slujești. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus care a spus așa, Bobul de grâu trebuie să moară mai întâi, ca să aducă rod. Ceva trebuie să moară noi, agenda noastră, visul nostru, oaul wow nostru, oa wow, ca așa o să fie. Să spun, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Vreau să mor ca Bobul ăla de grâu, că dacă nu, risc să rămân singur și să n-aduc rod. Risc să fiu ca poporul Israel, 40 de ani de zile s-a învârtit după un munte și n-au intrat în țara promisă. De ce? Pentru că n-au murit față de vechile lor apucături. Și de aceea Dumnezeu îngăduie nopți întunecate, Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu îngăduie pustii în viața noastră, în care să frângă ceva noi, ca apoi să-și arate harul și gloria lui, încât să spui, nu eu, ci Domnul a fost. Când frații, surorile spun, o, fratele, o, sora cu tare, tu în inima ta să spui, habar n-aveți voi că eram pe buza prăpastii, dar de acolo Dumnezeu m-a scos. Și atunci toată slava nu ți-o mai atribuție, ci deci toată slava e a lui Dumnezeu. Că ai trecut prin ceva și ai învățat dependența totală de Dumnezeu. Și chiar poți să cânti cântarea asta, harul tău, e numai harul, numai haru, tău mă ține pentru că ai trecut prin ceva. Și gloria și slava eu dai numai lui Dumnezeu. Amin? Amin. Uitați alt, alte imagini în scriptură despre frângere. Vă să aminte când Iisus Hristos a intrat într-o casă și a venit o femeie cu un vas de alabasul, de mir, de nar curat? Și ce a făcut? L-a spart la picioare Iisus Hristos. Vasul ăla ce era, de fapt? Vasul ăla era o zestre pe care orice fecioară, orice fată, îl păstra pentru viitorul soț. M-am păstrat curată pentru tine. Asta e zestrea în vremea aceea. 300 de lei, 300 de zile lucrătoare. Un parfum de un litru să coste 12 luni de lucru. Da? Cam atâta de scump era. Și ce face femeia asta? Doamne, adevărat că am ținut cu ghearele. Asta e cea mai de preț. Dar, Doamne, când vine vorba de tine, tu ești mai important ca viitorul meu soț. Tu ești mai important ca orice. Și ce a făcut? A luat vasul și l-a spart la picioare Hristos. Și ce s-a întâmplat după aceea? S-a umplut casa de mirosul mirului. Vrei să se umple casa de mirosul mirul? Slava lui Dumnezeu să vină peste viața ta? Îți spun ceva. Există un vas în viața ta. Există ceva care pur și simplu te împiedică Și până când nu iei visul ăla Până când nu iei idolașul ăla Oricare ar fi Și spui, Doamne, ești mai important decât relația asta Ești mai important decât agenda mea Doamne, dacă vrei, renunți, Doamne, de dragul tău Și când ai spart Se umple casa de mirosul mirului Până nu-ți spar ceva Ce Domnul zice, trebuie să renunți Și nu neapărat un lucru păcătos Ci o chestie care pur și simplu Îl pune pe Dumnezeu pe locul doi. Până nu-ți spargi nu vine slava și gloria lui Dumnezeu. Noi vrem slava lui Dumnezeu peste viețile noastre. Dar, frați și surori, ceva trebuie să moară noi. Ceva trebuie să se frângă noi. Și va trebui să ne, lăm, să ne lăsăm frânți. Pentru că numai în măsura în care te lași frânt de Dumnezeu, vei emana autoritate spirituală. Altfel, vom fi niște papagali. Vom lua așa chestii copy-paste, și nu se va emana autoritate spirituală. Pentru că doar măsura în care te lași frânt va curge viața lui Dumnezeu. Amin? Amin. Ce înseamnă bomba atomică? Un atom zdrobit. Vrei să fii o bombă atomică? Tu ești atomul ăla. Lasă-te zdrobit. Taci înaintea Pune să în gură. Zice Biblia. Taci înaintea Domnului. Și nădăjdește în el. Nu, no, dar avem o fire pământească așa de sălbatică în noi, care nu vrea să fie zdrobită, imediat de răspuns, imediat de cu cornele, imediat de cu copii, așa -i? Psalmul 118, cu versetul 25, spune Biblia așa, 27. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jerfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Ce înseamnă asta? Legați cu funii vita pentru jertfă. Ce înseamnă asta? asta? înseamnă că în fiecare dintre noi, frați și sorori, există o vită. Și asta se numește firea pământească. E sălbatică, noi frate. Când ai primit pe Hristos, să știi că firea pământească nu a murit în tine. Trebuie să o răstignești. așa -i? Și asta are corne, și are copite, și imediat răspunde, imediat are totul animalic în el. Și zice Biblia, Vrei să fii folosit de Dumnezeu? Noi ia vita aia din tine, firea aia pământească. Și ce să faci? Adu-o la coarnele alte, adu-o la crucea lui Hristos și pune-o acolo pe cruce și spune, Doamne, mă răstignesc împreună cu Tine față de patimile, de poftimile, de nervii mei, Doamne. Și, Doamne, nu mai vreau să trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Și viața care o trăiesc acum în trup, să nu mai trăiesc, Doamne, în puterea firii mele pământe, să vezi Nu, Doamne, vreau, Doamne, ca Tu să te vezi în mine. Până când nu legăm vita aia firea aia pământească. Duhul lui Dumnezeu nu se poate manifesta. La maximul lui de potențial. Și cred că cel mai bun mod prin care știi că cineva este zdrobit este că devine blând. Cel mai bun mod prin care știi că cineva este zdrobit este că devine un om blând. Nu-l mai poți ofensa. De ce? Pentru că e mort. Poți să-i zici cum vrei, el o muri, el nu se mai răzbună. Uitați-vă la Moise. Moise spune Biblia în Faptele Apostolilor, capitolul 7 cu versetul 22, că Moise cunoștea toată înțelepciunea egiptenilor. Auzi? Știa omul ăsta să facă piramide, da sau nu? Știa. Și era tare în cuvinte și în fapte, spune Biblia. Auzi? Dacă era tare în cuvinte, avea, avea dar de oratorie, da sau nu? Vă rog, încercați să puneți mai repede versetele, nu știu, băieții care sunteți acolo, fetele, ca să nu te ne oprim. Șapte, fapte 7 cu 22. Ok. Încercați să le puneți mai repede, să fiți atenți aici. Ca să nu te maioneza, cum se zice. Ok? Bun. Deci, Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Și era tare în cuvinte și era puternic în cuvinte și în fapte. Era tare în cuvinte, da sau nu? Era orator. Și omul ăsta au zis, Cred că vor vedea toți că prin puterea mea voi elibera poporul lui Dumnezeu. Și când i-o dat una la un egiptean, l-o băgat un nisip. Era caratist. Sper că vor vedea. Am cunoștință, am papagal și am și putere. Și Domnul să-i uită la și zice, câți ani ai? 40 de ani. Aha. Pentru fiecare an de ambiție iau o gură de nisip. Ești prea puternic să te pot folosi. Și Dumnezeu lasă 40 de ani de zile într-o zdrobire teribilă. Așa, 40 de ani de zile a stat cu oile. Și după 40 de ani de zile, cu socru s în casă, O venit Domnul și a zis, mă am un plan cu viața ta. Du-te la poporul meu și eliberează. Și el a zis, Doamne, trimite pe altcineva, Doamne. Eu sunt un bâlbâit. Dar nu era tare în cuvinte. Ba, da, dar pe 40 de ani de zile numai cu oile și n-am mai făcut cinci vorbiri, mi-am pierdut și capacitatea de a vorbi. Doamne, eu nu sunt vrenic. Exact ca și cum te-ai uitat printre rânduri și îți dai seama că Dumnezeu a zis așa, Moise, 40 de ani de zile am așteptat să aud cuvântul ăsta, nu sunt vrednic, trimite pe altcineva. Abia acum harul se va arăta de săvârșit în slăbiciunea asta. Acum te voi folosi. mi trebuie trebuit 40 de ani de zile să te țin în presă, în menghină. Ca nu cumva atunci când eliberez poporul să zici mușchii mei, înțelepciunea, oratoria mea și să zici nu eu, ci el a făcut totul. De asta îngăduie Dumnezeu. Zdrobirile. Uitați-vă la Petru. Doamne, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu niciodată, domnul, ce a zis, eu, la eu o să-i dau o lecție. Și-am să îngădui ca satana să te trântească de trei ori la pământ. Și-am să îngădui ca satana să, 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 să îți distrugă imaginea ta. Și-o să te lepezi de mine, Petre. Eu niciodată. S-a lepădat de Domnul, da sau nu? S-a lepădat. Și Domnul zice Biblia, vezi că mă voi întâlni cu voi în Galileea sau pe Marea Tiberiade. Marea Galilei, Tiberiade e tot una. Și Petru zice, eu mă duc să prind pește. Eu mă duc la vechea mea meserie, eu nu sunt vrednic să mă mai întâlnesc cu Domnul. Și merge, spune Biblia și vrea să prindă pește, nu prinde nimic. Și vine Iisus Hristos dimineața și zice, copilaș, aveți ceva de mâncare? Și zice, Doamne, n-am prins nimic. Arunca smereaja în partea dreaptă și prinde 153 de pești. Și Iisus Hristos îl întâmpină pe Petru și îi spune așa, Simone, agapa omii, mă iubești cu dragoste agape necondiționate până la moarte? Și el răspunde în limba greacă, zice, Doamne, fileote, Doamne, te iubesc cu dragostea fileo, de prieten, de camarad. Că am zis în urmă cu câteva zile, până la moarte, agape! Și am falimentat fileote. Domnul zice, paște oile mele. Și Domnul se uită a doua ori la el și zice, Simone, agapau mi mă iubești cu dragoste agape? Și el zice, Doamne, fileote, paște oițele mele. Și Domnul se uită a treia și zice, dar măcar fileomi, așa sună în limba greacă, măcar ții la mine ca un prieten. Și el se și zice, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Biblia spune, paște mielușeii mei. Și acum întrebarea este următoarea. De câte ori a căzut Petru? De câte ori? De câte ori a pus Iisus întrebarea? Unde s-a lepădat Petru? În jurul focului. Unde i-a pus Iisus întrebarea? În jurul cărbunilor aprinși. Ce face Hristos? Recrează înapoi contextul căderii lui. Și ce face? Îl ridică înapoi. Și acum zice Petru, o să-ți dau și mielușeii pe mână. Și o să-ți dau și oițele pe mână. Pentru că acum poți să fii în fruntea poporului. De ce? Pentru că acum, după ce tu însuți ai gustat harului Dumnezeu, tu o să știi să dai har, nu o să-l arunci în iad. De ce? Pentru că tu însuți ai gustat harul lui Dumnezeu. Și acum zice, i-am -mi primire, mei, i-am primire, i-am primire. Frați și surori, testul slujirii nu este cât de multe Biblie știm, ci testul slujirii este dragostea, mă iubești, să fi gustat harul lui Dumnezeu, să fi trecut prin ceva, ca atunci când te ridici să spui Doamne, nu eu, ci tu să-ți primești gloria. Amin? Amin? Și iată-l pe Petru zdrobit. Și vezi pe Petru ăsta de rosare apoi cu câtă putere predică. De ce? Pentru că s-a întâlnit cu Dumnezeu care ridică din orice cădere slăvi să fie Domnul. Amin? Uitați-vă la Pavel. Pavel are 13 epistole în Noul Testament. 13 epistole. Și cineva le-a luat în mod cronologic toate cele 13 epistole. Să vadă cum se semnează Pavel. Și Pavel zice așa, la început Pavel roba lui Hristos. După alți ani de pastorală, zice Pavel, gunoiul lumii acestea. După alți ani de pastorală, zice Pavel, cel mai însemnat dintre apostoli. După alți ani de pastorală, zice eu, sunt de fapt o stârpitură, un avorton. Și chiar înainte să moară, în anul 65, când Nero taie capul, el spune așa, să vă spun adevărul, eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Și te uiți, de ce l-a folosit Dumnezeu pe omul ăsta cu așa putere? Pentru că așa cum spune cântarea, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Cu cât te zdrobești mai mult înaintea Dumnezeu. Cu cât spui, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Doamne, Dumnezeule, dacă îngădui, Doamne, noaptea întunecată, pustia peste viața mea, zdrobirea ca lui Petru, Doamne. Doamne, Dumnezeule, toate au un scop, Doamne, ca să învăț în lecția dependenței totale de Tine. Amin? Uitați-vă la un alt om mare al Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Iov. Biblia spune în Iov 1 cu 1 că omul ăsta era curat la suflet. Se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Problema lui Iov nu era că era neprihănit. Problema știți care era? Era prea conștient ce băiat pocăit e el. Și când ești prea conștient ce băiat smerit ești tu și ce băiat pocăit ești tu, să știi că Dumnezeu va interveni și va îngădui anumite lucruri în viața ta. Să scoată cancerul acela din viața ta. Și Dumnezeu ce face? Îl lasă pe Iov pe mâna lui diavolul. Așa e? șase luni de zile. Îl lasă pe mâna celui rău. Aruncat pe groapa de gunoi a orașului. 40 de boli în trupul lui. Și cu o sticlă stătea și se scărpina. Există un om pe nume Tozer care a spus în felul următor și sunt de acord cu el. O zis că Iov a fost lăsat pe mâna diavolului pentru că a fost prea conștient ce băiat smerit și pocăit e el. Și uitați ce zice Biblia în Iov capitolul 29. Deci problema lui Iov nu era că era pocăit. Problema că era prea conștient ce băia bun el. Și când Dumnezeu vede lucrul ăsta, știi ce face Dumnezeu? Vrea să curețe gura și îngăduie zdrobiri și îngăduie lucruri care vitrege în viața ta ca să te curețe. Uitați ce zice Biblia. Iov 29 cu versetul 4. Zice Biblia așa. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel tot puternic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu și când mi se scălda pașii în smântână și stânca, vărsa un de lemn lângă mine, și acum, dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare, mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de ceruguri. Urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda, scăpam pe sărac. Și acum ascultați versetul 20. Slava mea va înverzi neîncetat. Mm, ești grozav. Ar cum tinerii în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau. Tăceau înaintea sfaturilor mele. Mm, după cuvântările mele, niciunul nu mai răspundea. Și cuvântul meu era pentru toți ca o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe o ploaie. Căscau gura ca după o ploaie de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam. Și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Și acum, îmi plăcea să mă duc la ei. Ha, ești grozav, man și să mă așez în fruntea lor. Eu eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. Ești grozav, slava mea va verzi. Dacă ieșam, îmi plăcea de mine, Oai, să fiu un fa, îmi plăcea, frate. Era neprihănit omul ăsta, era. Dar aici spune, uite ce era în inima mea. Și continuă versetul următor, 31, 31. Și acum, am ajuns, am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți. Nu sunt vreni să-i pun printre câinii turmei mele. Cum se uită la oameni. Câinii mei de rasă sunt mai valoroși decât oamenii care sunt după chipul și asemnarea Dumnezeu. Asta era atitudinea lui eu. Îmi plăcea, zice, auzi? Slava mea, gloria mea va înverzi neîncetat. Mm, mai mare, dacă ieșam să mă duc toată lumea. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. E grozav, mă. Ești grozav că ai făcut legământ cu ochii, ești grozav că ai ajutat săraci, ești grozav că ai avut grijă de orfan. Dar eu, tu ești băiat bun, dar ești prea conștient ce băiat bun ești tu. Și pentru asta Domnul zice, să-l dau pământ. Și uitați ce spune el după acest cuptor prin care a trecut. Iov 42, versetul 5. La sfârșit el zice așa, urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Și acum zice, de aceea îmi place în continuare de mine, au zis. Nu. No. După ce o trecut pe acolo, omul ăsta neprihănit și sfânt și curat. Și ce zice? Acum vă spun adevărul. Mi-e scârbă de mine. Și mă pocăiesc în sac și ce cenușă. Și apoi vezi pe Dumnezeu că secole la rând se laudă cu Iov. Și dacă s-ar prezenta înaintea mea Iov, Moise și Daniel, întotdeauna se laudă cu el. De ce? Pentru că omul ăsta, sfânt, nevinovat, care era prea conștient ce băia pocăit el, o zis, în sfârșit am ajuns la nivelul zero. Nu mai am zgură a Domnului Slava. Mi scârbă de, mine, de mine. Înainte îmi plăcea, acum nu mai. Doamne, Tu să fi lăudat. Și Domnul zice, nu vezi? No, acum ești omul care îl vreau, mă. Mă gândesc câți dintre noi, frați și sorori, am ajuns la nivelul ăla. Și te întreb, de ce îngăduie Dumnezeu? Dar de ce nu mă scoate Dumnezeu din cuptor? De ce să te scoată? Am spus aseară la tinere, de ce să te scoate Dumnezeu din cuptor? Că dacă te scoate, scopul nu este să fii mai fericit. Scopul este să fii mai asemenea lui Hristos, să înveți dependența totală de Dumnezeu, nu? Te scoate și rămâi totul. Să zici, Doamne Dumnezeule, ajută-mă să învăț lecția în cuptor, Doamne. În așa fel încât Hristos să primească gloria. Amin? E o învățătură mai grea? E în Biblie, da sau nu? Hai să vă mai dau un exemplu. Mergem așa pe personaje din Scriptură. Iacov. Primul sau al doilea născut era el? Al doilea, nu? Și-o mers la taică să o zis, Tati, eu sunt number one. Eu sunt întâiul născut. Eu sunt sau? I'm the best. I'm number one. Sigur ești tu? Bine, acum zice. Nu bate în joc amul. Eu sunt sau? L-au înșelat pe taică să o da, sau nu? Știți și Biblia că după 20 de ani de zile în care au stat și s-au îmbogățit și au avut nu o femeie, nu două, trei, patru, numai bani și plăceri. vrut Iacob. Ăsta e Iacob. La un moment dat spune Biblia că din spate venea la bani, că nu i a spus, și din față venea frate să o iesau cu 400. Și el rămâne la mijloc. Și noaptea aia, spune Biblia, la Peniel ce a făcut? S-a luptat cu Îngerul Domnului. Și în timp ce se lupta cu Îngerul Domnului, zice Biblia că Iacov a plâns, Osea 12 cu 4, spune Biblia că a plâns după Domnul și a zis așa, nu te las până nu mă Binecuvântezi În sfârșit bărbatul ăsta începe să plângă, nu te las până nu mă binecuvântez. Și o spunea cu lacrimi. Și Domnul se uită la el și zice, ce ai zis? Vrei binecuvântare? Vă asigur că nu vrea binecuvântare materială, avea prea multe. prea multe cămile, capre, oi, prea mult. Voia binecuvântarea spirituală. Și Domnul zice, vrei binecuvântare? A tu crezi că vine așa ușor? <gângânt> Îți dau testul să văd dacă te zdrobești sau nu. Cum te cheamă? <gânt> Cum? Cum te cheamă? Spuneți-mi, era o întrebare grea sau ușoară? Foarte grea. Pentru că în urmă cu 20 de ani de zile, când l-a întrebat Aixo cum te cheamă, o mințit cu nerușinare și a zis, numele meu este Esau, eu sunt number one. Și pe 20 de ani de zile de trăit în minciună și în ipocrizie și în lăcomie, Domnul zice, tu vrei binecuvântare? Așa, tu crezi că mi impresionează lacrimile tale? Vreau să văd pocăință. Bă, recunosc sau nu? Și în sfârșit, după 20 de ani de zile, omul ăsta se zdrobește și recunoaște și zice, Numele meu nu este Sau. numele meu este Iacov, înșelătorul. Și când Dumnezeu, când Dumnezeu vede pocăința acestui om, știi ce face? Îi schimbă numele. Și ce numele tău nu va mai fi Iacov. Numele tău va fi Israel, prințul, alesul, cel ce luptă cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. Și îl face patriar. Și eu cred că momentul ăla a dat dar de prorocie. Pentru că la sfârșitul vieții sale, eu zis așa, tu vei ajunge așa, tu nu vei ajunge așa. Și a început să prorocească. Noi de multe ori vrem daruri spirituale. Noi vrem daruri spirituale. Vrem dar de procie, frate. Ok, amin. Cred în așa ceva. Bă, tu nu știi să lucrezi cu 220 de volți și tu vrei 10.000 de volți. Tu vrei dar de procie și tu nu te-ai înainte de Dumnezeu. Tu nu știi să asculți de mai marele tău, dar tu vrei avioane. Domnul zice, ăsta e testul. Recunoști sau nu? Și Iacov trece testul. Și știi ce se întâmplă? Dumnezeu îl face pe Iacov patriarh. Uitați-vă la un alt personaj în Scriptură. Femeia samariteană. O mahala joică. Gură mare. Iisus zice, dăm să beau. Și ea zice, cine te crezi tu că ești? Ești tu mai mare? Exact așa zice. Ești tu mai mare? A cine crezi că ești? Tu, iude, o cer mie femeie? Și Iisus Hristos se uită la ea. Măcar că e o femeie obraznică. Și zice așa, femeie, dacă știi tu cine-și cere, tu singur ai fi cerut și ți-ar fi dat apă vie. Și femeia zice, Doamne, dar dă totdeauna apa aia. Să nu mai fie sete, să nu mai vin prea aici. Dacă apa asta e așa de grozavă, că țâșnește în viața veșnică, dă-mi apa aia. Și Isus zice, îți dau testul. A dus bărbatul aici lângă mine. Cum? A dus bărbatul. Și ea zice, N-am bărbat. Și Iisus se uită direct în ochii și spune așa: Cinci ai avut? Și cel cu care ești nu e a tău. Ești în concubinaj. Și în loc ca femeia asta, care înainte o vedeai cu gură mare, cine te crezi tu că ești? Ha, ha, ești mai mare. În loc să o vezi că e o, 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 o brasnică în continuare, uita și -i zice: Când Iisus îi pune mâna pe cancer și spune: Cinci ai avut? Femeia asta și ce face? Se smerește și parcă văd cum ia poziția de drept și zice: Vă, Doamne, că ești proroc. așa -i. Recunosc, mă zdrobesc, mă pocăiesc. așa Doamne. Și ce face Dumnezeu când vede pocăința acestei femei care nu mai are gură mare? Ce face? Îi se descoperă și zice, eu cel care vorbesc cu tine, eu sunt Mesia. În momentul ăla, țâșnește apa, Duhul vine peste ea. Și dintr-o dată, dintr-o femeie de moravă ușoară devine o misionară. Și toată cetatea Samariei se întoarce cu fața spre Dumnezeu. De ce? De ce? Pentru că femeia asta a ajuns la nivelul zero și s-a zdrobit și a recunoscut. Frați și surori, mă gândesc că lipsa de multe ori de har din bisericile noastre nu este că nu ne rugăm cu lacrimi, că și Iacov s-a rugat cu lacrimi. Da, nu te las până nu mă binecuvântez. Da, da, zice. Dar recunoști țeapa aia care a tras la fratii Duhul ăla de iertare, ura o recunoști și te pocăiești Nu, 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 o țin în mine. Bine, plângi cât vrei. Și până când nu-ți iertare, du de neiertare, nu? Până când nu ierți din toată inima pe cel care s a greșit. Și te zdrobești, e greu, Doamne, dar mă nec pe mine, Doamne, dacă Tu ai iertat, Doamne. Cu rănile deschise, necicatrizate, ai zăstat iarte că nu știu ce fac. Doamne, ce experimentez eu? Sunt niște pișcături, Doamne, față de ce ai suferit tu. Alex să iert, până nu zdrobești, eu ăla nu înveac. Și nu ierzi din toată inima. Frustrez Duhul Harului. Uite-te în viața ta. Care e testul? Care e examenul tău? Și să vă mai spun ceva. Femeia asta răspunde când Iisus Hristos o întreabă și se zdrobește și recunoaște și lasă aroganța deoparte, că era arogantă după cum o vorbi prima dată. Și acum ascultați, Iisus, spune Biblia, trebuia să treacă prin Samaria. Dar unde mergea? La cruci, la Ierusalim, să moară. Nu se mai întorcea niciodată. Există momente unice când Dumnezeu îți dă pe el când îți dă o întâlnire la fântână. Momente în care Dumnezeu pur și simplu te confruntă cu alb și negru și în care vrea să vadă, bă, se pocăiește sau nu? Și la toți îngerii, cred că le zici, gata, cor, nu mai cânta în cer. Se dă un test pe capul lui Iacov. Se dă un test pe femeia asta. Să vedem, se zdrobește sau nu. Și dacă i-ar fi zis, cum zic unele astăzi, neadevărat, neadevărat, ai probe video. Știam că ai ceva cu mine și cu pruncii mei. Dar ea știa că e până aici vinovată. No, oamenii ăștia pot să vină 50 de ani de zile la biserică. Și stau în tot felul de uh, clișee pentecostale. Și Duhul Sfânt nu poate să vină. De ce? Pentru că le-a dat Dumnezeu testul odată, de două de zece ori. Și au zis, nu, Doamne. Voia mea, nu voia ta. Nu, no, nu, no, nu. No. Și își pune machiaj spiritual în continuare și își îmbracă ca o pentecostală și se îmbracă ca o pentecostală, vine la biserică și Duhul Sfânt nu-l poate folosi. De ce? Pentru că nu te-ai zrobit. Frați și surori, eu vreau ca Domnul să ne folosească original cu puterea Lui. Dar să știți că Dumnezeu ne testează și apoi ne promovează. Uite ce să vezi. Care e testul în viața ta? Care e lucru care trebuie să-L spargi la picioarele Hristos? Care e lucru care trebuie să-L zdrobești? Care e lucrul la care trebuie să renunți mintea aia? Să-ți negi mintea ta, să spui, Doamne, Biblia spune altceva. Nu se potrivește cu matrița Scripturii, de aceea renunț, mă socotesc mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu. Care e lucrul ăla? Care e bobul ăla de greu care trebuie să moară? Ce trebuie să moară în tine ca Dumnezeu să te folosească așa cum îți imaginezi tu? Că toți am avut lucrări de la Dumnezeu. Din pânte ce te-am pus de pe am un plan mare cu tine. Și moare frații și surorile. Și îți dai seama că 90% dintre ei nu au, făcut, nu au avut niciun plan mare Dumnezeu cu ei. Nu că nu a avut. Nu s au putut împlini planul ăla. De ce? Există ceva, un test care undeva nu l-a trecut. Nu l-a trecut. Să însoară, să a, în soară, -a Ok. Cresc copii și este un lucru extraordinar. Dar se crești să devină stejarea lui Hristos. Ceva trebuie să moară, noi. Părinții au mâncat de și copiilor li s-au sterpezit dinții. Duhurile pe care tu nu le-ai biruit ca tată, va trebui să se lupte și copilul tău. Deci poți să-i dai la fiul tău merțan, casă, tot ce vrei. Dacă zici, uite, tate aici au o sticluță de o travă. Nu, ti lăsa la el, nu. Păi neamul nostru așa ceva nu a fost, nu. perpelești l Să știi că Duhul ăla îl va însoți și pe copilul tău. Și Domnul vrea să omori răutatea. Și orice fel de răutate ce să facă? să piară. În rest ești bea bun, numai că ai o ură, Nu, no, ura aia, ce trebuie să o faci? Să o mortifici. Că dacă nu omor păcatul, păcatul te omoară pe tine. Și puterea unui lanț este dată de cea mai slabă verigă. Să fii tare în 50 de domenii. Ai veriga una slabă. Dacă acolo se rupe lanțul, poate să fii celălalt tare, așa -i? Și trebuie să te uiți care e veriga aia, să spui, Doamne, vin înaintea ta cu slăbiciune mea. Doamne, mă pocăiesc, Doamne, recunosc, Doamne, mă smeresc înaintea ta. Ca femeia Samaritian, ca și Iacov, Doamne, ca Moise, în văd nu mă mai cred în cunoștință, nimic, Doamne, numai harul tău, Doamne. Tu să-ți primești gloria. Și când mă vei ridica, Doamne, și oamenii vor spune, wow, wow, în inima mea să spun, habar n-aveți, a fost Domnul care a fost de partea mea, Domnul m-a ridicat, Domnul m-a zdrobit, Domnul m-a ridicat înapoi. Amin? Așa că e foarte important cum răspuns la zdrobire, cum răspuns la nedreptatea care ți s-a făcut. Uitați-vă care cea mai mare nedreptate care s-a întâmplat. Moartea lui Hristos pe cruce, așa? Să-l pui pe un Dumnezeu nevinovat, să-l pui pe cruce, nu? Cel mai mare rău care s-a întâmplat a fost moartea lui Hristos. Și totuși, pentru că știu să răspunde cum trebuie, tate, arte că nu știu ce fac și nu s-au răzbunat. Cel mai mare rău a fost convertit în cel mai mare bine. Pentru că prin sângele lui avem iertare de păcate, nu? Prin rănile lui avem vindecare. De ce? Pentru că în timpul zdrobirii, în timpul zdrobirii pe nedrept, a știut să reacționeze corect. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Ce faci tu când fratele te răsignește cu privire sau spune o vorbă? Spui ca Iisus Hristos, îl ier, Doamne. Doamne, așa când știu ce tare. Doamne, îl iert din toată inima mea. Sau zici? Dacă răspunzi așa, dacă răspunzi așa, și nu accepți. E ok, Doamne. Îți spun ce trebuie să faci. Când cineva te vorbește până drept, tu să spui în inima ta, Doamne, cum o zis David, poate tu le-ai pus pe și mei să vorbească așa. În inima ta să spui, Doamne, el habar nu știe, nici jumate nu știe de cât de ziua de rău. Bine că n ai descoperit altcine. <laughs> da? Asta e o gândire de om smerit. Doamne, slavă ție, Doamne. Doamne, Tu trasești și granițele popularității și a personalității mele. Tu, Doamne, dacă ai îngăduit, înseamnă că Tu ai tu granița până unde să mă duc. E ok, Doamne. Doamne, cred în mintea Ta, că nimic nu se întâmplă prea iubitului Tău fără voia Ta. Amin? Ce ziceți de porunca cincea? Cinstește pe tatăl Tău și pe mama Ta ca să ai zile multe și fericite. Să știți, dacă ești copil și vrei ca Domnul să te folosească, Dumnezeu nu poate folosi pe cineva care nu și-a cinstit părinții. Uitați-vă în toată istoria bisericii și nu veți vedea un om al trezirii spirituale, un om pe care Dumnezeu să-l folosească, dacă nu și-a cinstit părinții. Pe cum poți tu să cinstești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, când de la care te -o pe fund, tu-l disprețuiești și nu-l cinstești? P Am avut lucrare că Domnul, tași din gură, Domnul mă face mare evanghelie, taci! Că pe mai o minți, îi întorci vorba. Du-te-mă, fă curat, n am chef. Dar tu ești mare cu rugăciune și tremur tot la rugăciune. Taci! Taci! Ce vrei tu, 10.000 de volți și tu nu știi să lucrezi cu 220 de volți. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și uitați-vă cele 10 porunci cum îți spuse. Primele patru sunt pe relație cu Dumnezeu, pe verticală. Următoarele șase sunt pe orizontală, relația om-om, să nu minți pe om, să nu fur, să nu... Și porunca cincea, să cinstești pe tatăl tău, unde este? Exact la mijloc. E ca o cruce, da? Pe verticală cu Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu, să ne alți Dumnezeu, totul cu privire la Dumnezeu, șase porunci. Și a cincea este pusă exact la mijloc. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. De ce credeți că a pus Dumnezeu a cincea poruncă acolo? Ca să-mi arate. Bă, dacă nu cinstești pe tata și pe mama. Dacă nu știi să stai sub autoritate, nu vei primi autoritate. Cum o să asculți tu de Dumnezeu să faci nu știu ceva? Când mai te-a zis, fă curat în dulap, du-te cu coșul, fă asta și tu ai fost disprețuitor. Visezi că Dumnezeu te, folosit, te va folosi. Da, s-ar putea să ai o lucrare din partea Domnului, dar Dumnezeu o îngăduit părinții ca autoritate care să-ți frângă voința, să spui, Doamne, nu voia mea, ci voia lui tata și -a lui mama, e respect. Așa că te că ieși și vrei ca Domnul să se folosească foarte bine. Dar poate ar trebui să pui mâna pe telefon să spui, mami, iartă -mă. Cuvântul la greu care s a rostit. Tată, iartă-mă. Pentru că altfel, dacă nu știi părinții, care îți vor binele cel mai mult după Dumnezeu, ascultă-mă, o să te tatuez. O să ne neascultarea aceea, o să te, o să te însoțească în viața asta. Și nu vrei, frate, eu am avut lucrare. Hai să spun cum e cu lucrarea. O venit una mie și mi-a zis, frate, că adevărat ce ai spus că Domnul Vrea să ne sfințim înainte să ne folosească. Orice, oricine rosește numele Domnului să se depărteze fără de lege. Da, e adevărat, dar frate, zice. Eu am avut clar că Domnul mă va folosi cu mare putere. Așa că mai am păcatele mele de buzunar, dar Domnul mi o promis și el nu minte. M-am hm. uitat la naivitatea lui și a zis, deschide Biblia, Ieremia 18. Și zice Biblia așa, versetul 9. Tot așa însă deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta, versetul 10, face ce este rău înaintea mea, atunci, zice stare, îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. Da, Domnul a avut plan, de la Domnul vă lucrarea. Dar dacă tu stări în rău ăla și nu te pochești, nu plângi, nu te lupți, nu te duci la cruce și stărui, ascultă-mă, Domnul zice, cancel anulez planul ăla minunat. De ce? Pentru că s am vorbit și ți-am dat peniel și ți-am dat fântână să te zdrobești ca la femeia și ți am dat tot fel de contexte da, dacă că va aduce rod și ai zis nu doamne, în domeniul ăsta voia mea nu voia ta ok, următorii 40 de ani de zile, o să te învârți după un munche, o să vii la biserică și nu o să intri în făgăduințele lui Dumnezeu de ce? pentru că te-a durut în cot vorba românească, de inima de tată a lui Dumnezeu. Așa că eu vreau ca Domnul să ne folosească, frații și soror. Și mândria noastră să crească pe... Să, cum este o vorbă? Floarea smereniei crește pe mormântul mândriei. Amin? Să spun, Doamne, vreau să mă smeresc înaintea Ta. Doamne, poate trebuie să pun mâna pe un telefon. Poate trebuie să dau o mână de pace. Doamne, îl iert din toată inima mea. Poate trebuie să-și la cineva. Lucru care te blochează, pur și simplu. Îi acolo, știi că ai greșit, dar nu, 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 nu. Și ăla suferă. Poate trebuie să-și să te întâlnești la un ceai, să te zdrobești, să spui, frate, pe mine mă spiti curatul, pe mine mă spitine curat tine curatul și am zis lucrul ăsta. Iartă-mă, frate. Wow! Uitați-vă la Iov. După ce Iov îi vindecat, sau mai bine zis, după ce spune, o, oh, zice, uh, acum mi scârbă de mine, Uitați-vă ce zice Iov. Iov 42 cu 10. Biblia spune așa. Domnul a adus iarăși pe Iov în starea lui de la început. Adică pielea i s-a făcut apoi ca unui bebeluș în starea de la început. Când l-a adus Domnul înapoi în starea de la început? După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Eu cred că Duhul Sfânt a avut umor acolo, prieteni. Aia nu a fost prieteni care șase luni de zile nu mi-a dat în cap. Ai băut nelegiuirea ca apa, te-a Dumnezeu. Deci asta a fost șase luni de zile. Sincer, zici că erau români ăștia, prietenii lui Iov. Când se întâmplă o nenorocire, a, făcut el ceva, îl curăță Dumnezeu, îl baci Dumnezeu, așa -i? Și zice Biblia, când i-a dat Dumnezeu înapoi sănătatea fizică? Când? După ce Iov i-a iertat și s-a rugat pentru prietenii lui. Și Domnul i-a dat înapoi dublu lui Iov decât tot ce a avusese. Când? După. După ce eu vă zis, e ok, vă binecuvântez, mă rog pentru voi, fiți liberi, sunteți iertați de toate cuvintele rele și greșite care le-ați vorbit împotriva mea. Auzi? Când s-au deschis uși materiale și uși spirituale peste viața lui Iov, când? După. După. Și au zis, e greu să vă iert. Când 40 de capitole nu mi-ați dat în cap. E ok. Mă rog pentru voi. Vă binecuvântez. Să binecuvântez casa vrășmașului tău, businessului, copilului. Și să nu zici Doamne tunel, ci să-și Doamne cuvântul. Atunci se deschid ușile. Până atunci. Poți să plângi ca Iacov. Nu-ți las. Oh, stai, stai. Recunoști că ai ură? recunosc că ai du de iertare, du de lăcomie, du de șmecherie, de șmecherie. Și cât rău ai făcut? Ești gata să te pocăiești. Nu, no, atunci Dumnezeu zice, când ești gata să te pocăiești, să deschid ușile și trebuie să te zdrobești să spui, eu sunt vinovatul. Nu! No. Cât fac asta? Cât? Cât vor să-și nege sinele? Să zic că am fost răstignit și îmi țin sinele pe cruce și îl țin în cuie. Și mi-e răstignește și dacă mă doare. De ce? Vreau binecuvântarea lui Dumnezeu. Vreau să fiu liber. Vreau să fiu ca un fulg, nu mai vreau să trag după mine bilă de aia neagră de fier, să o trag după mine. Doamne, mă smeresc, mă zdrobesc înaintea ta. Tu ai îngăduit contextul ăsta ca să-mi arăți de fapt ce e în inima mea, că nu ne-am crezut că există așa răutate în inima Nu vine să cred, Doamne, dar tu ai îngăduit ca să niciodată să nu cred ce băiat, ce fată bună ziua. Doamne, mă pocăiesc și mă zdrobesc și vreau să rămân ca mielul lângă tine. Și vreau să fiu miel cu altul și leu cu mine. Iar mă că am fost leu cu alții și am fost miel cu mine, vai, cu de mine. Ajută-mă, Doamne, să fiu leu cu mine și miel cu altul. Amin? Amin? Și mă apropiu de încheiere. Cum aș putea să termin predica asta și să nu vă arăt că cel mai ilustru, cel mai ilustru model de smerenie, știți cine a fost? Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Filipeni capitolul 2, cu versetul 5. Biblia spune așa: Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Care era? Care era gândul care l-a penetrat pe Hristos toată viața? Versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de cu Dumnezeu. Măcar că era Dumnezeu în carne și oasea, de aceeași natură, esență, ca Dumnezeu Tatăl. Și ce a făcut? S-a dezbrăcat s-a dezbrăcat pe sine însuși. S-a golit de slavă, nu de atributele Dumnezeu. Și-a lăsat slava. Și-a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om și s-a smerit. Și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, pentru că s-a smerit, cel care era Dumnezeu, de aceea pentru că a luat chip de rob, de aceea pentru că l a, l -a lăsat slava, ce a făcut Dumnezeu? L-a înălțat cum? Nespus de mult. Și a poruncit ca oricine, da, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slavă Lui Dumnezeu, că Isus Hristos este Domnul. cine e modelul meu? Este Isus Hristos. Ce a făcut Isus? S-a zdrobit. Până la moarte, încă moarte de cruci. Pe nedrept, e ok. E ok, mă omorâți, e ok. N-am să mă răzbun. Am să-L numesc pe Dumnezeu. Tot tată, nu o să vorbesc cu cu Dumnezeu. Tată, în mâinile tale. Tată, iartă că nu știu ce fac. Mă doare, Doamne. Dar, Doamne, mă smerez, Doamne. Mă las zdrobi, Doamne. De aceea Dumnezeu la a înălțat nespus de mult. Cât mai avem de lucru, frate și suror? Mă la mine. Cât mai avem de lucru, așa Încât să devin ca Moise, blând. Câtă zdrobire mai încape în noi? Și doar în măsura în care te lași frânt, doar în măsura aceea vei emana autoritate spirituală. Nu doar cuvinte, nu doar idei din comentarii biblice, ci pur și simplu putere spirituală. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne smerim înaintea Lui. Să fim un model pentru copiii noștri. Copiii noștri când îți mari să zic că vreau să fiu ca tata, Fata mea să zic că vreau să am un sos ca tata. Băieții mei să spună, vreau să am o soție ca mama. Să fii model pentru ei. Model de oameni. Model de familie. Model de slujitori aici, în biserică. Și Domnul să fie lăudat. Amin? Hai să ne căm în picioare. Hai să ne rugăm înaintea Domnului. Și așa cum spune cântarea, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. În rugăciunea asta să venim înaintea Domnului, să spui, Doamne, Arată în domeniile în care, Doamne, trebuie să-mi răsignesc firea pământească. Doamne, ajută-mă să fac pași concrezi. Doamne, poate e o chestie între mine și tine, Doamne, și atunci mă zdrobesc înaintea crucii tale. Dar poate trebuie să faci un pas spre cineva, să te întâlnești cu el, să rezolvi o chestie, să te zmerești, să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, să vină Duhul Slavei. Casa să se umple de mir când spargi acel vas la picioarele lui Hristos. Și ne rugăm ca Domnul să coboare cu slava lui peste noi. Amin. Slavă Sfântului.